numesc Plăcintar Nicolae, sunt născut în 1950, la 1 decembrie, întâmplător de ziua României, și tatăl meu, Plăcintar Nicolae, născut în 1925. Bunicul meu, Plăcintar Nicolae, născut în 1889, străbunicul meu, nu mai știu data nației, dar era fiul lui Plăcintar Ioan, iar tatălui străstrăbunicu era e, plăcintar Teodor. Mai încolo, în spate, atât am putut afla de la, din arhiva Bisericii Greco-Catolice din Aiton, cercetându-mi rădăcinile. Întâmplător, adică nu, poate nu chiar atât întâmplător, cât faptul că eu totdeauna am fost pasionat de istorie, de geografie, de cunoaștere până la urmă, Întâlnind, Întâlnindu-mă cu un alt etnic cu rădăcini, deci armene, bogdanfi din Turda, cu puternice rădăcini armene, cu părinții lor au, fost, au proprietăți în Cluj, în Gherla, se ocupa cu tăbăcăria și cu jucăria, mă întâlnesc cu el la strand. La deci știam de mult, prin meserie. Și a zis, zic, tu știi că ai origine armene. Că te-am văzut în revista magazin istoric, eu citesc de mult. Ceea, da, dar, ce eu știu, dar tu știi că și tu ești acolo. Băi, bă, nu ies, dar trebuie să sap un pic, să vedem care e problema. Și am dus la în satul Oiton, satul lui tata, nănașii mei pe cununie, îs din Aiton. nașa din Aiton și nașul din, tot dincă un Oiton, din Rediu și el un om foarte înțelept și are școală, și l-a rugat frumos să mă ajute să caute în, în documentele Bisericii Greco-Catolice. Acolo, fiind casa lor lângă biserică, preoții se cunoșteau bine, și am aflat și a extras din documentația bisericii pe toți plăcintarii, deci cu numărul de catalog care era înregistrat anul nașterii, soțul, soția, copiii, când s-a născut, când au decedat. Și am ajuns la concluzia, la un moment dat, că în sat au fost și cu familia de Covric, pentru că era o familie, doi frați, Plăcintar Ioan și Plăcintar Todor, al lui Covric. Și când citești în rubrica Plăcintar Ioan al lui Covric, mai încolo Plăcintar Teodor al lui Covric. Documentele care primii care au venit au mai fost încă un documente cu numele de plăcintar și cu, avea cinci copii, unul se ocupa cu moara din sat, unul încă avea legătură cu uh, biserica de la Gherla și alții se ocupa unul cum ar fi acum cu dreptul sau cu judecata, cam așa ceva. Ei au rămas acolo, dar e interesant. Acest sat este un sat foarte interesant. Poate un pic mă abat. Este un sat mil, bimilenar care făcea legătura în Imperiul Roman între Potaisa Turda de astăzi și Cluj, Cluj, Napoca de astăzi. Și la 10 mile, deci la 1600 de așa, 1, 16 km, s-a făcut un, un drumul între cele două orașe și s-a făcut un, un, cohort, a adus o cohortă din Spania, Spania care era atunci de o populație cel tiber, adică era cucerită de vizigoci germanici, și au cucerit pe celții, care până la Dunăre erau celții, de la Dunăre încoace erau tracii, daci și așa mai departe. Și oameni foarte puternici. Au rămas aici, această rădăcină. Și după aceea au venit, când a venit Transilvania, a intrat sub. fiind autonomă, sub, sub regii Ungariei, fiind provincia autonomă aproape în permanență. Până în 1867, avea voi voi separați și la un moment dat au venit. Era un grof care avea puterea cea mai mare. Asta o știu din uh, cartea, documentul, uh, cartea satului Eton a scris un, un domn profesor cu fica sa, și acolo, în acel sat, mai erau șase uh, familii nobiliare, nobili mai mici. Nu precizează că cine erau aceștia, dar moara din sat au reținut întotdeauna plăcintarii care erau de origine armeană, venind din, din zona din gherla. În acel sat sunt cinci cimitire: Cimitirul Nobililor, Cimitirul unguresc, două cimitire românești și Cimitirul evresc. Deci acolo a existat și o comunitate evrească care și-a și s-a topit în în masa populației române au predominat că au fost între 65%-75%, și cam așa ei au fost întotdeauna majoritari. Și limba, până la urmă, a dominat limba română. În orașe, armenii au fost maghiarizați, dincolo s-au romanizat fără presiune, prin traiul care l-a dus acolo. No, și în jurul anului 1900, până la primul mondial, erau în jur la 250 de persoane care purtau numele de plăcintari. Deci vă dați că seama, foarte mulți. În zona noastră mai există un sat, Aruncuta, care este undeva dincolo de cea numai, să zicem, între Câmpia Turzii, Bistrița și la colțul dintre județul Mureș, Cluj și puțin Bistrița. Acolo mai sunt plăcintari. Am avut colegi și... Și încet, încet am venit și m-am atașat. Am documentat că plăcintarii au fost, îngheierul a avut, era plăcintar David, a fost zeci de ani primar. O instituție democratică se alegea în fiecare an. Asta să știe din cărți. Și mă zboezic, eu să fiu foarte sincer, înainte de a. De a afla lucrurile astea, fiind elev la școala personală în București din 1965 1968, mă întrebau colegii, mergeam la film și la studio, la Seandu Sahia, era un plăcintar Andrei și scria plăcintar cum se scrie în ungurește, plăcintar cu C, și I. Bă, zice, stai neam cu tine? Mă zic, o fi, o fi, că tot din zona noastră nu poate fi că e ar, ardelean. Și după aia am simțit mă, eu... Uh, în venele mele uh, mai am și alt sânge. Zic, am simțit că mai aparțin cuiva. Deci a, întotdeauna am avut uh, obsesia asta și și unul dintre frați care e în Spania acum. Și cu adevărat deci am depistat prin documente de la biserice, unde se scrie și erau scrupuloși uh, originea noastră. Și sunt uh, tare bucuros pentru acest lucru. A, încă o problemă care, citind eu cărțile despre armenii noștri, în jurul anului 1800, în Transilvania, au existat aproximativ 20.000 de armeni. Ei, dacă socotim de câte ori a crescut populația în Transilvania, că acum sunt între 7 și 8 milioane, deci atunci erau vreo milion jumate, înseamnă că trebuie să fim vreo 70-80 de de armeni, dacă ar fi rămas tot armen, așa, în Transilvania. Dar, fiind un popor creștin, trăind într-o zonă creștină și presiunea desnaționalizării, cu forțată sau fără voie, am rămas mai puțin. E foarte bine că ținem făclia flăcăra sus și la cei din satul, eu m-am născut în alt sat, în satul lui mama, am ținut făclia deschisă și foarte mult știe și le spun, băi, uite, noi avem origini armenești, uite, și le-am dat exemplu. Un văr tot plăcint, Arne care seamănă cu domnul Vuzganian, dacă puneți unul în altul, așa seamănă din urmă. Și zic, tu stai pe strada Spiru Haret. Știi cine a fost Spiru Haret? Păi zice un scritor, nu a fost un doctor, Spitalul Spiru Haret. Și a fost de origine armeană. Da, mă. Și asta n-am știut. Eu cred că informația asta e corectă. Am, pot să vă mai prezint arborele genealogic al tuturor plăcintarilor și al familiei noastre, bunicul meu, fiind, a fost singur la părinți, așa s-a întâmplat, străbunicul plăcintarul l-a avut pe el. S-a căsătorit la 18 ani, bunica avea 19 ani și Uh, au avut 9 copii doi au murit nu mai spun numele unul Plăcintar flore, și Plăcintar Vasile da, până la un an și în, uh, când s-a mai născut uh, din deci tata Plăcintar Nicolae în 1925 în 1926 s-a născut un alt copil care i-a pus tot numele Plăcintar Vasile la răposatul și se vede că nu a avut noroc că atunci cu războiul în 44 a murit pentru o, o bombe din asta, o explozie din asta. Deci n-a avut de pus același nume. Ei, bunica mea a murit acolo la o vârstă mai tânără, deci după ce au rămas încă șapte copii, a murit săraca. Vă să vă arăt fotografiile, este un plăcintar Nicolae Rușca, care e născut în 1922 și am făcut fotografie, am fost cu doamna Ana Stai, cu secretarea noastră, și ăla mi-a spus, băi, ne poate zice, tu știi ce jale mare a fost în sat când o bunica bunică ta? Să rămână cu atâția copii, cu șapte copii, ăia primii care s-au născut înainte de a merge bunicul în America. Când din 1914, în 1906, 1920, deci a plecat de la Ustrungar și s-a întors în România. Au fost doi copii, plăcintar Ioan și plăcintar Manailă. No, ei s-au căsătorit mai repede, că mai repede. Deci ăștia erau mici și că au fost la un moment dat că copiii lor era mai mare decât copilul lui bunicul. Diferență de câțiva ani, fiind atâția copii. Și după aia bunicul vin din America cu niște bani și au făcut-o dincolo de Aiton între Craierăt într acolo și au cumpărat-o hodaie, cum să zice, pământ. El era constructor de case și făcut casă, și făcea case la oameni. Asta este istoria neamului nostru. Eu, făcând acest arbul genealogic al tuturor plăcintarilor și a familiei plăcintar, am dus la toți verișorii mei și unchii și mătușile care au trăit. La toți le-am dus. Păi ce băi, cât costă? Nu, mă, nu vă costă nimic. băi, eu am lucrat vreo 2-3 ani, n-am făcut toate documentele astea. Bă, ca să știți, sau copiii voștri, unii sunteți mai interesați, unii mai puțin interesați, dar să știți că aveți o rădăcină a unui popor care, alături de poporul evreu, au trecut pe niște suferințe. Deci, Dumnezeu a încercat, dar Dumnezeu i va și izbăvi încet, încet a început cu poporul Israel și poporul armean va urma și el să, să iasă din strâmtoarea care este. Da. Mă bucur că interviul acesta mi l ați luat în ziua când Sfântul Părinte, Sfântul Papa Ioan, Ioan Francisc este în România. Și o mâine o să mă duc la plajă am obținut o invitație. Ce să mai mult, dacă mă mai întrebați așa? Vreau să vă mai întreb dacă în timpul... deci dumneavoastră ați aflat cam în ce an ați aflat? Deci am aflat că am rădăcini de vreo 15 ani. 12-15 ani, cam așa. Deci în, în timpul comunismului N-am știut. Bă, nu am eu, deci am mai avut un sentiment, știți cum să zice, glasul sângelui. Deci, normal că populația e amestecată, deci. Dar întotdeauna am simțit că eu sunt uh, și un bun român. Dar am simțit că, am simțit eu, deci fără să supăr pe frații noștri români, că mai aparțin, mai simț eu așa, deci ceva parcă în sânge noi spunea, bă, eu mai aparțin cuiva. Și și fratele meu la din Spania, mă, eu zic, parcă am simțit că parcă din Gruzia, din partea, bă, zi, nu ești departe, că am discutat cu el. Și interesant că m-am întâlnit cu oameni care unul l-a luat de mașina, mergea pe jos, lucra pe acolo, muncă, țăran era și... Păi, cum de mergi pe jos? Păi mă duc aici la fermă, zic, la cum te cheamă? Că avea figură de itonean. Păi ce plăcintare, Ioan. Păi zic, mă, tu știi că noi avem originea mea. Cum să nu am aflat deja? El mi-a zis, fără să cred fiind atât de mulți și extensia pe limbă, linie paternă și și maternă, lumea a aflat. Deci, cei mai mulți, cum spunea domnul președinte Caleb, unii știu că sunt armeni, cei mai mulți nu știu că sunt armeni. Din păcate. Dar izbăvirea va veni. Dar în timpul, în timpul comunismului presupun că nu se discuta despre cutare ar fi armean sau... Nu, de exemplu, când eram la școala generală în Turda, la școala numărul 2, cum era atunci, la mai multe școli, am avut colegi, deci la limba română eram, bineînțeles, am avut o colegă Fire Herta, evreică, și mai avea o soră. Taie că o era lucra la lăptar, cu mașina, cu laptele, cu nu știu ce, era o fabrică de lapte din Turda. Făcea în acolo, unt și așa mai departe. Și aia, atunci, a, mă zic, mă, zic, uite ce, ce unii sunt. Când era Paștele lor, întotdeauna ne aducea Pască. La toți copiii. Și să știți că nu era presiunea chiar atât de puternică anticreștină. Deci a fost perioade. Când a fost copil mic, deci până pe la, hai să zicem, 10-12 ani, Mergeam la biserică și după aia, nu știu, ori, ori părinții o simți mai puțin după aceea, numai la marele sărbători. Și acum, bineînțeles, că după Revoluție și acum eu, normal că mă duc la biserică și citi Biblia și așa mai departe, nu, omul la bătrânețe, ce, ce voi, să Dumnezeu să ne ierte și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, care este scris în, în Biblia, Ortodoxă. și în cea romano-catolică, sunt tot felul de culte care sunt respectate. Și vreau să vă mai întreb dacă, dacă ați reușit să insuflați spiritul acesta armenesc și generațiilor mai tinere din... Deci, fiica mea Statele Unite, ea știe și, citatul dacă tu ești armean, și eu sunt armeancă. deci e patriotă. Deci... Poate ajută Dumnezeu de să întoarce înapoi. Avem, am nepoțică care seamănă foarte mult cu mine. Chiar dacă tată să o chinez, numai atâta ochii are de aici și restul și urechile ca mine, așa și o văzut și el Harry îl cheamă, pus mâna așa. Cu... Ca și fata. Și fata are ca și mine. Și mâinile și... Bă, zic numai chiar amprentele, nu se exact semnul vieții de aici, dar asemănător cu al meu și la frații mei, bineînțeles, la nepoți. Acum, în, în lumea asta unde toată lumea aleargă să câștige, să nu știu ce, sunt oameni care nu reușesc să privească la mai multe grade, hai să nu nu chiar la 360. Și privesc mai mult numai la 180 de grade, știți? Și ei nu mai reușesc, poate, sufletul lor, echilibrul lor să, să gândească chiar foarte, chiar atât de mult la rădăcini. Însă, când, dau au de anumite greutăți, atunci te gândești că oare de unde îmi vine salvarea. Deci, nu, de la Dumnezeu vine, dar te gândești că oare cine te poate ajuta. Te poate ajuta spiritul, duhul din tău, spiritul care fiecare neam are câte ceva deosebit. Deci, în Armenia, pe lângă comerț, meserie. Au, sunt foarte mulți oameni de cultură. Să nu mai zic de Charles Alnavour și Am fost în Statele Unite și cu ginerile ne-am uitat acolo. Imediat zice, hai să vedem câți armeni sunt. Păi ce 780 sau 90 de mii de armeni. Păi zic ăștia care au recunoscut, mă, dar sunt cei care nu au recunoscut. Și evrei, 7 milioane. Și am văzut emisiunile alea cum... Am stat două luni jumate, acum anul ăsta arăta în California, majoritatea constructori de case și cu business-uri era armeni, deci nu mai fi o dar vedeam și numele, terminația. Arachelian, să zicem, sau numele, terminația, știți? Să vedea și pe fizionomia lor. Dezavantajul și avantajele popoarele care au stat și au suferit mai mult și au fost în special rurale, au rezistat mai bine într-un relief, cum e aici în România. Când au venit tătarii, turci, nu știu ce, au fugit în pădure. Și pe s-au întors înapoi. Popoarele care au fost mult mai repede emancipate, s-au topit mai repede în masa celorlalți. Ei au venit și au avut un rol civilizator, cum a spus Nicolae Orga, că Moldova s-a ridicat odată cu, cu venirea Armenilor care au făcut și orașe, și după aia și evrei, dar armenii special. Însuși, cred că am avut și un. Eu în cu duce sau careva a fost armen. Dar altul care a fost mai prigonitor, cum să zice, iertați-mă expresia, ce primești un, un picior în fund și faci un pas înainte. Ei, așa au ajuns armenii în Transilvania. Care v-au vrut averile, nu știu ce, și au venit aici la noi. Aici o altă presiune, că trebuie să treacă la catolicism, la armeanul catolicism, ca să rezice în presiunea care era aici, că a apărut și presiunea cu greco-catolicii. Părinții mei au fost greco-catolici, au trebuit la ortodox și așa mai departe. Deci e o poveste mai lungă care. Dar important e că am rezistat și mă gândesc eu că meritul celor care uh, recunosc își revin să vadă adevărul, mai păstrează făclia un pic sus. Pentru că spunea un comentator, Paul Grigoriu, care era armean, într-o emisiune, spunea că, recunoștea că, ca și Corina Chiriac, dar zice, trecerea timpului și diluția sanguină face să dispară anumite popoare, încet, încet. Ei, să nu se întâmple treaba asta, că, cum a spus tatăl noastră, o picătură de cerneală într-un par cu apă, deja schimbă totul. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ocrotească.